ta e, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din serverul nostru drag RPG 3. Nu, nu suntem pe rpg3.bizon.ro, suntem pe test.bizon.ro. Ceea ce înseamnă că astăzi se vor întâmpla niște chestii foarte faine, după cum știți voi. Am pe cont aici 200.000 de gold. Oh, i-a spus Daniel să-mi dea 20.000 de gold și văd că mi-a dat 200.000 de gold. Și astăzi vom deschide Christmas crate-urile. Ia să vedem. Christmas package-urile, pardon. Haideți să vedem. Vom începe cu prima și vom termina cu ultima. Îmi place aici că pe server, pe test.bizon.ro scrie numele de leader, pe Bizon scrie Faction Manager, pe serverele RPG. Pe server pot intra numai admini, așa că vă rog frumos să nu mai aud în comentarii cu dăm parola. Este pe server la voie numai admini. Members. Nu știu. Anyway. Hai să facem așa. Gold. Da, aici avem admin 4 și aici, evident, putem să ne dăm câți bani vrem, așa și mai departe. Hai să vedem. Shop. Vom merge la Christmas Bronze Package. Select. Ăsta ne va da 3 luni de comp premium, un vehicul premier și bani în mână. Dar, vom face ceva înainte de treaba asta. Mamă, câte de-astea. Hai să ne cumpărăm câteva, să mergem la dealership. Auto dealership. Chiar acum, după ce am postat episodul trecut cu liderul LVS, chiar acum am apucat de filmat, dacă vă uitați și la ora videoclipului când a fost postat și ora asta. Hai să ne vindem tot garajul ăsta, că nu o să avem nevoie de el. Mașinile astea le-am de când am deschis cutiile împreună cu voi într-un episod care a strâns 11.000 de vizualizări. Băi, chiar sunt foarte, foarte fericit. Dacă nu l-ați văzut, puteți vedea, se cheamă Spargem 50.000 de gold pe Bizon, 250 de euro, așa se cheamă. Bun, dăm un gold. Christmas Bronze Package. Pac. Am primit 370 de dolari în mână. Ai extins valabilitatea contului premium până în 2026, am eu. Ai cumpărat un premier preț normal, 299 de gold. Ok, și premierul premier localizează, ar trebui să fie în dealership. Ia să vedem. E în dealership? Da, e în dealership și îl putem lua. Ia să vedem. Funcționează, e totul bine? Da, funcționează, îl putem lua și așa mai departe. Set fuel 1000. Arată acolo 1000? Nu cred că arată 1000, nu cred că merge. Oh, ba da, arată. Avem acum combustibil, haha. V. Un shop. Hai să vedem mai departe. Christmas Silver Package. Bau. 3 luni de comp premium, un sultan, culori hidden și un slot de vehicul în garaj. Oh, asta e mișto. Și cât costă? 24 de bani, nu-i chiar așa de mult. Fuck. Deci ai cumpărat un extra slot în garaj, ai extrema limitată de contului premium, ai cumpărat o pereche de culori hidden. Aha, deci de asta... Ia să testăm noi. Deci de asta la când dau stats, nu o să dau stats acum că sunt și alte detalii confidențiale, de-aia când dau stats, ar scrie acolo culori hidden gratis sau bonus, nu știu cum scria. Pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat, băi, ce sunt cu alea? Și am zis, băi, or fi ceva ceea ce să vă implementa. Și uite că s-a implementat. Deci din crate-urile astea a câștigat acele culori hidden bonus. Ai cumpărat un sultan preț normal 2200 gold. Da, e foarte șmecher asta cu Christmas package-urile, deoarece câștigi vehicule, primești vehicule la prețuri mult mai joase decât în mod normal dacă ai cumpăra vehicule din dâsul. De ce? După cum a spus și Kelton, vrem să oferim mașini jucătorilor, pentru că din ce mai multe servere de SAM se deschid și toate oferă mașini și mai departe, și ar trebui și noi să oferim mașini mai ușurel. Că acum câțiva ani, știți și voi, dacă luai o tampă, era cel mai șmecher, pentru că făceai 200 de dolari pe cursă la job, vă dați și voi seama. Hai să mergem aici să vedem dacă chiar funcționează ceea ce am cumpărat noi. Hidden Color. Uite, se pare că ai un set de culori hidden gratuite la dispoziție. Dacă vrei să folosești setul de culori gratuite, apasă free. Aha, și acum ne punem culori hidden, nu știu să ne punem așa și așa. By color. Aha, și ne s-au pus culorile pe mașină. Deci ați văzut și voi cum sunt culorile, funcționează chiar foarte bine. Swap colors. Culorile funcționează chiar super bine. Hai să dăm și un RVX594. Un Goto dealership. Și
Baum, 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 baum. Și jbang. Shop. Christmas Platinum Package Select. 6 luni, o, oh, asta e șmecher. 6 luni de cont premium, culori hidden, slot de vehicle în garaj Infernus. Iupi! Am primit Infernus. Ha? Bă, sultanul ăsta de ce și-a pierdut culorile? Sultan, informații. A, nu, culorile le-ale, trebuie doar să-i dau un parc. A, dacă îi dau un parc, ia să vedem. Hai să fim așa mai, să zicem așa, mai cu fițe, mai cu arfe, nu-i dăm parc, îi dăm A-Park, că avem admin 4. Așa, și s-au salvat culorile hidden pe care le, tocmai pe care le-am pus mai devreme. Dăm shop mai departe. Hai să vedem dacă spargem Christmas Diamond Package 1. Bau! 12 luni de comp premium, wow, asta e ceva și costă 4400 de gold. 12 luni de comp premium, Hot Ring Racer, Hot Ring Racer, Hot Ring Racer, culori hidden și slot, wow. Oh, deci Hot Ring costă normal 3800 de gold. Deci hai să facem un calcul, 3800 de gold cu 12 luni comp premium erau, da, cu 12 luni de comp premium, adică aici, cu 3000, face fix 6799. Cu culori hidden, adică ca e 600, de 6700 cu 600 face fix 7399. Și dacă mai punem încă, ce ne-am mai dat, un slot în garajca de 800, va face fix 8199 de gold, în mod normal, dar noi luăm la 4400. Sunt super, super tare astea, Christmas package-uri astea, cred că o să iau și unul pe serverul RPG, dar nu, că nu am nevoie de mașină. Pentru că n-am veh, slash veh, care pot spawna orice mașină. O, oh, ce șmecher arată Hot Ring-ul. Shop. Și acum ne putem da, hai să vedem. Dar chiar mai am clan? O, oh, da, mai am clan. Și cred că e mega clan. Ia să vedem, clan members. Da, cred că este mega clan, pentru că l-am cumpărat mega. Clan color. Hai să ne schimbăm culoarea la clan. Yes. Swift. Așa că îmi place cu acest verde. Nu știu ce l-am pus roșu. Christmas Diamond Package Joy 2, 5000 de gold. Hai să vedem. Oh, Maverick, Maverick. 12 luni de comp premium, culori hidden slot și Maverick. Really? I mean, voi sunteți... Și cum scot eu Maverick-ul de aici? Cum poți să ieși cu Maverick-ul de aici? Că sunt tare curios. Mamă, 5000 de gold Maverick-ul. Doar 5000 de gold de Maverick-ul. 597. Hai frate, să vedem dacă tot... 597, hai să vedem așa. Și să vedem, spune, să vedem și unde se pune hidden pe Maverick. Cred că știu unde s-ar pune hidden pe Maverick. Asta e make leader 0 10 parcă era. Set HP 0 0. Zicem așa. Salve. Deși nu ne aude nimeni. Get car 597. Să activăm și toburile în caz de ceva. Tac, tac. Logo, togul de re- Nu se pune tălzinca așa că e părăsit aparatul de zbor. N-am licența de zbor. Tărcar 5970. Pot să-mi dau licențele de pe website sau pot face altceva. Make leader 025. Hai să dăm 25. 25. Give license 0. Flying. Accept license 0. Give license 0. Hai să dăm și un weapon. Give license, license 0, sailing, sailing, asta mă, licenses. A, materiale, apa asta material nu am, materials, așa, și ne-am dat și noi acum licențele, jbam, hai să dăm așa, slash și dăm color, engine. M-ați întrebat, de fapt mulți dintre voi întrebați pe chat-ul de ajutor N sau pe report sau așa mai departe. Nu neapărat care vă uitați la mine, mulți jucători întrebați unde e măcar colorul pentru Maverick. Unde, 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 uite aici este, în spate la HQ Taxi, chiar aici este. Venim în acest loc minunat, chiar aici. Și tastăm comanda car color sau hidden color în funcție de bugetul nostru. Hidden color. Dăm pe culorile free pentru că avem culori free. Hai să ne punem roz și cu și culoarea mea preferată, care e 211 sau 226, astea sunt culorile mele preferate, sau 241. Dar până ajungem noi la 241, hai că ajungem repede. Haide, hai, 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 hai. Bicolor. Oh, ce-și mai, băi, cât de
Deci, pe bune, asta arată, e Maverick the Gay. Efectiv, e Maverick the Gay. Swap colors. Așa. Acum arată, să zicem, un piculeț mai decent. Acum e de fată. Așa, și cam asta e cu Christmas crate-urile. Și ne-am cumpărat, deci cu toate Christmas crate-urile ne-am cumpărat vehicule pe care le vedeți aici. Putem face 100.000 de vehicule, putem face o grămadă. Bineînțeles, ne trebuie și car slot, dar primim car slot odată ce cumpărăm Christmas package-ul, ceea ce este nu tare, ci super, super, super tare. Ia să testez ceva. Dacă pun minus în față, ar trebui să îmi ia de pe cont. Da, corect. Că e plus minus 1, care e minus 1. Noi avem un bis pe contul ăsta? Am făcut ce trebuia de făcut în episodul ăsta. Hai să mai cumpărăm compremium. Am 187.000 de gold. Mamă, am compremium până în 2030. Deci 13 ani am compremium. Nu știu dacă mai rezistă bizonul 13 ani, dar eu am compremium atâta. Hai să mai cumpărăm 4 caca, mai așa de plezneală facem. Shop. Christmas package. De curiozitate, hai să mergem la Get Gift, să vedem ce primim la Get Gift, să vedem ce ne pică. Eu zic că o să ne pice gold. Hai să fim foarte optimiști, să vă spune că o să ne pice gold. Pe scena asta o să fie un spectacol cu artificii noaptea de anul nou, o să vedeți și voi, foarte tare. Eu o să fiu plecat în noaptea de anul nou. Da, și de acolo o să dau. Pardon, Get Gift este aici. Get Gift. Și bam, 2 după. Serios, ia să vedem, buy level. Ai nevoie de... Da, nu știu ce level am. A, level 110 am. Set Sizer și vă comanda Set Stat, în caz că n-ați văzut-o. Asta e comanda Set Stat, de unde poți seta orice, absolut orice. Nu știu, hai să dăm... Poți seta bizu, poți seta orice. Skill Mechanic, Job, Faction, Punish... 0, uite, și dăm 0 și vedem că i-am setat Faction Punish. Putem face cam orice cu Set Stat, skill-ul la joburi, skill detective 5, accept. Și avem find, Set Stat 0, dăm aici la job, jobul detective are ID 1, dăm find și acum avem skill 5 la detective, uite, dăm find pe noi, dar nu merge. Aoleu. Bine, băi, cam atât a fost cu acest episod. Mulțumesc foarte mult de atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. În episodul următor tot v-am pregătit ceva foarte șmecher pentru voi, ceva mai tare decât ceea ce ați văzut astăzi. Hai să strângem 120 de like-uri la acest episod și iar să văd 200. Vai, vai, vai. Mulțumesc, băi, foarte mult. Și ca de obicei, stay close. Bye.